Felipe Teixeira. Este la marginea careului, mingea este adusă de Pintilii. Pintilii a sărutat-o, a descântat-o. Da, da, atenție, meciul mai are multe minute de jucat, multe minute în care poate să spună lucruri mari. Nu știu dacă va mai intra în Edelcu. Ce urâtă lovitură a primit Alen Nioere în fața golului. Francescu, golgheterul Stelei, Nioere! FCSB are 1-0 în fața lui Hajduk Split. Portarul Posavec s-a dus pe traiectorie, a fost aproape, dar Nere a trimis-o jos la tirul ierbii, unde este foarte greu portarului să ajungă. Da, pentru voi, pentru copii, către ei face semn. Primului gol marcat în Europa League în acest sezon. Harlen Nere, cel care marca la începutul acestui an unicul gol al unei mari victorii, celor de la FCSB. Mario Benzar și are două finale pierdute în Cupa Cupelor. Steliștii au Cupa Campionilor și o altă finală jucată cu AC Milan. Din nou, Florinel Coman. Coman încearcă să păstreze în care îl apare cu centrare. Stan Nioere! Harlen Nioere! 8 goluri în acest sezon, incomparabilul Nioere. Trebuie naturalizat, au spus mai mulți. O selecționăm cu contra, nu refuză această aducere în nazul lui născut la Paris. Ce început, ce început, ce pasă bună dă Alexandru Stan. Nu este offside, reluarea de vârf adevărată a lui Nioere, dar și greșeala lui Strebinger. L-am văzut pe portarul austriac scoțând mingi mult mai grele. Ce început de repriză secundă, 2-1 pentru Rapid Viena, dar atacul începe să se simtă, să se vadă, să... Schimbări cu adevărat inspirate, Man și Coman. Dacă se întâmplă așa ceva, încă o dată Nioere încearcă să combine cu Tănase. Prin prima, Roman pentru Nioere! Să țină forma încă vreo 2 ani. În 2020 aici se vor juca meciurile lui